S-a despărțit cu scandal de tatăl copilului în urmă cu mai bine de 5 ani, iar de atunci nu a mai fost văzută în compania unui alt bărbat. Acum însă Alessia vorbește în exclusivitate despre nuntă, când va îmbrăca rochia de mireasă, ne spune chiar ea. M-am vindecat. Deci ești extraordinară, serios. Deci mă uitam la tine... Simți vibe-ul, simți? Ah, pe bune! Cum? Așa, gen, mă iubesc. Mă iubesc, asta e rețeta. Să te iubești, să te bucuri de viață, să te bucuri de tot ce te înconjoară, indiferent de circumstanțe și indiferent cum sunt lucrurile. Pentru că suntem aici, în viața asta, să avem o călătorie, nu doar să învățăm și niște lucruri din ea, nu doar să ne distrăm, știi? Dar trebuie să vedem partea bună în absolut orice. Și chiar există. Și știți ce? Să știți că fericirea felul în care te simți e despre tine, vine din interior și nu trebuie să fie condiționat de lucrurile din exterior. Că mai aud oameni care spun, păi ce, de ce să fiu fericit? Că am nu știu ce rate. Păi dacă poți din interior să fii fericit, când o să-ți găsești liniște, că ratele oricum or să fie. Și tu alegi dacă te simți bine sau nu. Și ce crezi atunci când îți aduci liniștea în interior și te simți bine cu viața ta? Exact așa cum e, că ce să vezi, tu ți-ai făcut-o așa. Tu singur ai ajuns în punctul ăsta, nu? Prin alegerile tale. Și atunci când alegi să îmbrățișezi toate alegerile tale, lucrurile vin de la sine, se întâmplă. Doar pentru că tu te împaci cu ideea că ai făcut aceste alegeri și urmează consecințele bune, rele, mai puțin bune, mai puțin rele. Dar trebuie să trecem așa prin niște momente mai dificile, mai grele, ca să ajungem în punctul ăsta? Consider că oamenii care se trezesc la realitate sunt treziți de traume. Așa cred eu. Că eu așa m-am trezit. Ai aruncat un ochi pe aici, pe la standuri, ai apucat? Bineînțeles, am aruncat și un ochi la prăjituri, le-am și mâncat. Am stat și relaxată. Da, m-am uitat la rochii de mireasă. Te vezi mireasă? Bineînțeles, n-am fost niciodată. Deci ai planuri, te gândești dacă... Planuri? Să vedem ghinionistul care... Norocosul voiai să spui. Îți dai seama. Da, bă, da, chiar asta cred, că o să fie un norocos. Pentru că mie îmi place să am grijă, cum am grijă de copilul meu, să am grijă și de bărbatul meu. Îmi place să gătesc, nu tot timpul, bineînțeles, că nu trebuie să miros a ceapă toată ziua, bună ziua. Și din fericire am opțiuni să nu fac asta tot timpul. Este mama care mă ajută și sunt recunoscătoare și chiar sunt norocoasă. Alvin mănâncă la grădiniță, l-am înscris la o școală unde o să mănânce și o să rămână să fac eu doar cina. Deci e ok, o să mă descurc.